La mulți ani, domnule! La mulți ani, Miu! Ce faci, Nicolae? La mulți ani! Să fii sănătos! Și tu, de asemenea! Ești Sfântul Nicolae Stanciu astăzi? Nu, el e Moș Nicolae. Sau ești Moș Nicolae? Sunt de toate. Ai venit cu ceva bun la tine? Da, v-am adus prăjituri. V-am adus prăjituri. Da, cu minte ai fost? Să zicem. Moș Nicolae a venit? Nu. Ba da. Aici greșești. Moș Nicolae, tocmai ți-a adus. La mulți ani, Nicolae, mulțumesc. Poți tu să ai și o viață minunată, exact așa cum visai odată. E pe barter tortul? Da. Nu, e chiar l-am făcut noi, eu cu Andreea. Ne-am ocupat și l-am Andreea, făcut cu mânuțele astea. Andreea a făcut lămâile. Cine a făcut Florența? Bun, deci avem un fel următor, Nicolae. Astăzi te invităm să mergi cu noi la un eveniment care a avut loc seara și care a avut un dress code interesant. Christmas vibes. Ați început cu Crăciunul? Da. Pe 24. Pe 24 atunci începe vibe-ul. Până atunci suntem muncim. Și totuși. Bradul din noiembrie. Pe lângă apucăturile fiecăruia. Pe 24 se îmbodobește bradul. Ca să știți. Nicolae, da. Se zice cineva să mergi la un eveniment? Da. Să te îmbraci Christmas vibes. Cum te îmbraci? Până pe 24 mă îmbrac cine vreau eu să fiu. După 24 pot să respect dress code-ul. Vrei să vezi ce au ales vedetele? Hai să urmărim materialul și revenim după cu analiza lui Nicolae Stanciu. Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Cum îți descrii ținuta din seara aceasta? Ținuta asta este fix în stilul meu. Și un glam și am aceste steluțe, că tot e ideea de iarnă și de dorințe și de așa, o steluță în frunte și această fusă care e lungă și recupată pe într-o parte. Inspirație Kim Kardashian. Este o ținută pe care am creat-o împreună cu prietena mea cea mai bună din copilărie. Am creat-o, că de fapt ne-am inspirat de la Kim Kardashian și renumitul brand. Ce este? Sunt niște colanți cu tocuri. E făcut, realizat cu totul, până în talie și o rochiță peste, cu mâneci. Și bineînțeles că am făcut și deschidere la degete. Având în vedere că n-a fost un dress code și știm că dress code-urile sunt puține, am zis să ne îmbrăcăm în spiritul Crăciunului, pentru că așa s-a cerut. Și eu mi-am dorit foarte mult să mă îmbrac în negru. N-am găsit această rochiță pe negru, deci arată pe roșu, deci în spiritul Crăciunului. Doamne, da, dumneavoastră? Dacă suntem în cuget, în spirit și în simțiri împreună, logodnica mea, m-am bucurat că am găsit un papion care, al cărui roșu, da, se duce roșu ăsta burgund cumva la un matching. Eu zic că Christmas vibes e ce trebuie. Minimalist, elegant. Îmi place foarte mult rochia, am luat-o de curând. Este un brand românesc și m-am gândit să o folosesc în seara asta. Păi e foarte simplu, e un costum negru, nici măcar n-am pus o helancă, tot neagră e una, albastru închis. M-am grăbit-o așa un pic să ies din casă mai repede pentru că am întârziat, dar na, e ceva specific mie. Te-ai consultat cu Gina când ți-ai ales ținuta? Da, i-am cerut ok-ul final, dar eram destul de hotărât în seara asta. Suntem pe Christmas Vibes, ne pregătim de sărbători și am zis să avem așa câte puțin din fiecare. Eu sunt cu roșu, Andrei cu verde, truchipăm Crăciunul. Ne-am conformat în... oricum, mă simt Moș Crăciun. Este o ținută care mă caracterizează pe mine. În primul rând este foarte lejeră, comodă de purtat și sunt niște piese pe care le-am în garderoba mea de foarte mult timp, cum sunt acești, cum e perechea aceasta de sandale, o rochie de mătasă, slip dress și un sacou. O ținută care inspiră un pic, dă un pic ideea de cadou, tema fiind de Crăciun. Am aceste fundițe și ținută puțin, am făcut ceva ce nu fac de obicei și anume am pus dress cu sandale. Pur și simplu m-am uitat în garderobă și am zis aș purta chestia asta pentru că pot să o accesorizez într-un anumit fel și îmi plac culorile foarte mult, sunt complementare, mi s-a părut că se potrivesc, da, și cizmele astea pe care le ador și îmi place foarte mult culoarea lor. Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Da. Am văzut vedetele, am văzut ținutele, acum să vedem ce zice Nicolae Stanciu despre ele și o să începem cu Otniela. Hai să vedem. N-am mai văzut de mult pe Otniela. Măi, stele în frunte lipsea, că în rest le are pe toate.
nu înțeleg accesorizarea asta, stelele alea, nu. Înțeleg topul, topul cumva îi vine bine, îi complimentează cumva, îi flatează cumva silueta. Fusta, asta e bine purtată cu topul ăsta, mai ales că, așa cum am spus, fustele astea până în pământ îți dau, îți dau lungime. În schimb, n-aș fi pus jacheta peste și nici geanta aia care... M-aș fi rezumat la un plic simplu, fie din lac, fie... Înțeleg, una a vrut să ducă ținuta, dar ciocatele cu geanta nu au legătură și, repet, nici accesorizarea asta cu steluțe lipite și așa. Nu e ce trebuie. Adică nu pot să dau că e ce trebuie doar pentru că are siluetă ok și poartă XS. Deci mai departe, Roxana Blagu a zis că e de inspirație, da. Kim Kardashian. Nu, nu e inspirație, e ok. Hai să ne rezumăm la a ne inspira sau hai să ne rezumăm la a lua o referință și atât. Să lăsăm asta cu designul, cu... Să fii designer e... Da? Faptul că ne ducem cu material și cu o poză la o croitoreasă nu ne face să fim creatori. Dacă vorbim strict de acest look, este un look într-adevăr lansat de o casă de modă, da? Dar dacă voia să facă cumva, să respecte direcția, aș fi ales niște stiletto. Aș fi pus peste stiletto eu niște dresuri de acasă. Aș fi, pentru că ăsta este cumva un... e o salopetă cu totul creată, cu totul, da? Da, da, și asta spun. Păi, asta îți spun. Nu fac copie unul la unul. Dacă vreau să fac styling și să mă duc în direcția aia, pun eu niște stiletto, iau de la magazin stiletto, trag frumos dresul peste stiletto, ca să vin eu cu un aport al meu, da? Pun ceva, o maletă mulată, sau, înțelegi ideea? Deci nu, nu, nu. Ok, deci verdictul tău? Nu e ce trebuie. Nu e ce trebuie. Nu încurajez așa ceva. Avem un cuplu, Dan Pavel și Ana Maria Pop. Mă, ea e bine. Ea este bine, îmi place rochia. Este genul de siluetă care poate purta rochie de genul cu umeri la vedere. Îmi place, îmi place și plicul. Ce aș fi schimbat? Sandalele. Nu pune niciodată roșu cu negru. Niciodată. Nu? La nuntă, la bărlat, punem. La cort. Păi, dar aici nu. Ce culoare ai fi pus la silver? Sandal? Silver sau gold sau roșu? Sau roșu. Ah, la roșu putem să punem sandala roșu. Ia zi, nu, e, nu de, era mai bine? Ba da, poate da. Da. Îmi place. Dar o să trec peste. Adică asta e un detaliu, la, îl tot vorbesc despre el, dar da. Iar el, da, faptul că a ales papionul roșu cu rochia, e de acolo din... ei sunt simpatici împreună, așa că o să le dau că sunt ce trebuie. Sunt ce trebuie amândoi. Dar sunt și bine îmbrăcați, că despre asta e vorba. Bun. Mergem mai departe. Gina Chirilă și este și cu Bogdan Vlădău. Aici o să iau separat pentru că Bogdan nu e ce trebuie, ca să spun de pe acum. Maleta aia nu e potrivită pentru setul ăsta. Dacă avem rever, da, guler, nu, rever, scuze, la sacou din satin, nu punem maletă navy blue, albastru ăla închis, da? Punem, da, punem o cămașă, punem un t-shirt dintr-o mătase, punem o maletă foarte transparentă, foarte subțire, neagră, da? Nu punem așa. În schimb, ea este ce trebuie. Deci stai un pic, stai un pic, stai să-i dăm, să-i dăm lui acolo o notă, un verdict, ca să știm. Nu, da, e ce trebuie. Și acum trecem mai departe. Și acum trecem mai departe. Rochia este o rochie ok pentru silueta ei. Dar, având exemplu de mai devreme cu Ana, ați văzut umerii cât de... Da? Gina are altă forma corpului, altă, da, proporțiile aici sunt ok. Îmi place cumva că rochia este până în pământ, ceea ce o ajută și cumva o îmbracă destul de ok. Gina este ce trebuie pentru rochie și faptul că a ales această rochie lungă, dar geanta nu este potrivită. Geanta, nu? O văd integrată, geanta este ok, dar o văd integrată cu jeans, cu în street style, într-un look street style, adus da, în prezent. Geanta aia seara la evenimente... La câți bani costă geanta aia și pur totul și... Lasă, că nu prin totul casă, costă... Prin casă, prin casă cu ea. Lasă, nu totul costă în bani. Nu ce, ea e ce trebuie, el nu e ce trebuie. Perfect. Bun, este ce trebuie, Gina. Mergem la un nou cuplu, Andra și Andrei Stoica. Măi, roșu cu negru.
Am spus, da? Nu e ce trebuie. La ea, cred că este o problemă cu fitting-ul. Adică în momentul în care alegem o rochie, rochia trebuie să ne flateze, trebuie să ne ia forma corpului. Sau, pur și simplu, dacă vrem să alegem o rochie dreaptă, vrem să ascundem niște, nu știu, o burtică, niște mâini, niște umeri mai lați, niște, da? Alegem o rochie dreaptă în așa fel încât să ne încadreze ok. Nu-mi place părul, rujul ăla, mi se pare că depășește conturul buzelor, mi se pare cumva că nu e ce trebuie, make-up și păr, dar accesorizarea este total greșită. Repet, nu punem niciodată roșu cu negru, doar dacă facem vreun styling nebun și, da, din păcate ea nu este ce trebuie. El, stai un pic, să marcăm da. Verdictul. Da. El... cred că și el are nevoie de un ajutor pe partea asta stilistică. Mie îmi place de el că este o prezență, adică este, avem nevoie la evenimente de o prezență masculină, da, așa cum este el. Dar din păcate look-ul nu este ce trebuie. Tenis și cu și cămașa asta, kaki, nu la eveniment de seară. Sorry, but nu e ce trebuie. De fapt, ei nu sunt ce trebuie, că pe ținută, da? Bun, Anca Sânăsele. Vedeți voi, noi facem referire, când spunem tot timpul, ați spus că ce a fost Christmas și... Christmas da, și da. Vibes. Vedeți voi, când facem referire la Crăciun, nu e doar despre negru, roșu, catifea, silver și așa. Se pot, sigur că poți face din păr, poți să pui accesorizare cu direcție către, da? Niște globuri. Ei, globuri, nu globuri. Vorbesc de niște clipsuri, de niște, da... aici este o altă situație. Rochia trebuia să fie mult mai lungă și acest sacou, cardigan, nu știu ce este, kimono, care se leagă cu acel cordon, mi se pare că îi taie din înălțime, nu-i vine bine, nu o flatează, rochia nu se așează bine, mi se pare că pur și simplu stă așa lipită de corp, sacou nu e ce trebuie, sandalele, adică mi se pare că nu o deci, avantajează, vizual nu e ce trebuie. Nu e ce trebuie. Diana Sar. Diana... hostess, gen la intrare la un han, nu e bine. Aș fi ales o rochie roșie simplă și aș fi pus niște sandale silver sau pur și simplu. Dar de ce toată lumea s-a dus către roșu și silver? Mă? Eu chiar nu înțeleg. Putea să pună o salopetă cu detalii silver sau putea să pună doar din accesorizare. Din păcate nu e ce trebuie și cu dresul negru, no way, nu. Mergem mai departe, Laura. Laura a vrut să fie nebună și să ne arate că ea e bine pe culori, dar nu e bine pe culori. Aceste două culori nu funcționează. A spus ea că i s-a părut că aceste culori funcționează. Nu funcționează, sunt din altă. Mergea cu un albastru mult mai deschis dacă vrea să pună acest galben, ce e așa. Nu e ce trebuie. Nu e ce trebuie. Bun. Mai avem ceva pentru tine ca să faci un studiu nu de caz. Nu mai avem timp pentru mine. Bogdan, șuș, cine crezi că e aici în poza asta? Arată și la stai cameră. Să se uite actorul el. Ăla din Gossip Girl? Gossip Girl, ok. Da, în ce an crezi că era Gossip actorul Girl. Din Gossip Girl? Nu știu unde să-l arăt, îl arăt aici. Da, Chuck Bass era. Bogdan, hai mă Bogdan. Analiză repede de ținută. Când ce an era Bogdan? Erai într-un taraf ceva? Acordeonul îți lipsea și erai de acolo. Aveai deja un job în sensul ăsta. Mamă, și pantofii pe pătrat, așa, bă. Vezi că revin în actualitate, vezi că e... În apărarea mea era 1962. Și pantaloni frumos. Mustață îți lipsea și acordeonul și erai de acolo. A, ce drăguț. Neculai, la mulți ani încă o dată. Mulțumesc. Mulțumim tare mult. Ești globul nostru. Mulțumim, Neculai. Te luăm în brațe imediat pentru că luăm o scurtă pauză de publicitate.